Eu trebuie să recunosc că foarte mulți ani m-am ocupat în special de dezvoltarea industriei, adică de zona privată. Și aici lucrurile merg bine în momentul ăsta, totul este în ordine. De 4-5 ani am început să abordez și chestiunile acestea legate de e-guvernare și cred că am reușit să înțeleg foarte clar și unde sunt avantajele și unde sunt piedicile și cum ar trebui să facem ca lucrurile să poată funcționa bine, repede și cu investiții foarte mici. Pentru că ăsta e un lucru foarte important. Nu ne putem permite investiții mari în momentul ăsta. Proiectul pe care l-am prezentat răspunde acestor chestiuni și el pleacă de la câteva premise. În primul rând, există o parte din administrația publică, în special administrația publică centrală, care a ajuns la o informatizare internă matură. Lucrurile, așa cum sunt acolo construite, pot fi folosite. Ceea ce nu există deloc, nu există două elemente foarte importante. Prima, cea legată de interconectare și interoperabilitate și care are în spatele ei lipsa unor standarde și a doua, care ține de acces, lipsa aproape totală a accesului solicitanților la partea aceasta care este deja informatizată. Să nu uităm că până nu demult încă declarațiile se depuneau pe dischetă și cred că eram unii din puținii consumatori de dischete care mai rămăseseră pe planeta Pământ. Până când lucrurile acestea două nu vor fi rezolvate, este clar că sistemele vor funcționa insular și că, pe de altă parte, accesul la ele va fi imposibil. Când am pornit cu ideea informatizării administrației publice, aveam în vedere un back-office monolit. Îmi dau seama că nu poate fi gândit în felul acesta acum și că este mult mai practic și mai ușor de gândit back-office-ul ca un back-office distribuit. Bun, dacă back-office-ul este distribuit, atunci cineva trebuie să preia toată sarcina aceasta de a pune datele și fluxurile în ordine și de a le ține într-o formă cât mai standardizată, măcar în acea zonă. Și atunci, la acest back-office, cred că trebuie să adăugăm o infrastructură de middleware, o infrastructură de comutare, soft, pe care aș gândi-o cu totul altfel decât au fost ele, decât a fost softul până acum construit și cumpărat de zona guvernamentală. L-aș gândi ca soft programabil pentru a rupe legătura dintre producător și administrație. Altfel, există riscul ca la orice modificare a unei litere în numele unui minister, cel care a produs softul respectiv să vină să ceară 100 de catralioane de miliarde de mai știu eu ce monezi și să schimbe litera respectivă. Deci și dependența asta trebuie ruptă ca să devină totul ieftin și ușor de reconfigurat în momentul în care apar schimbări.